Salutare, prieteni! De data asta trebuie să corectăm o eroare de comunicare pe care am făcut-o recent. Dacă veți urmări acest video până la final, veți vedea ce corectăm și ce rămâne din așa numita tombolă pe care noi am anunțat-o. Formula de tombolă e o formulă greșită, pentru că ar însemna mai degrabă ceva, nu știu, mai degrabă care seamănă cu jocuri de noroc, cu jocuri de pariuri, cu alte cele sportive și noi nu facem chestia asta. Motivul pentru care aduc în discuție toată treaba asta este că în live-ul de duminica ce tocmai a trecut, am aflat de o lege, OUG 77/2009, care reglementează jocurile de noroc. Intenția noastră cu Ieduța de anul acesta nu a fost să inițiem, să inventăm un nou joc de noroc și toate complicațiile pe care treaba asta le aduce. Însă, anul trecut, după cum unii dintre voi știți, am oferit o Ieduță cadou unuia dintre urmăritorii noștri care au comentat de-a lungul a mai multor videouri, vreau să câștig Ieduță, au dat like-uri, au distribuit niște condiții din astea mai basic, mai banale. Însă anul ăsta am vrut să schimbăm un pic datele problemei și să ne recompensăm membrii canalului Orășan la Țară. Acum, formularea noastră a fost greșită când am anunțat acest așa zis concurs, că de fapt nu e un concurs, nu este un joc de noroc și asta vrem să corectăm prin acest video de astăzi, dând niște explicații suplimentare. Formularea, unele formulări să fi fost greșite, ăsta e motivul pentru care am și șters video cu câștigă, Ieduța, nu știu ce, pentru că e o treabă one-off, adică o facem o singură dată, dar, țineți minte, având membrii pe canalul nostru Orășan la Țară, dorim să îi recompensăm cumva pentru faptul că oamenii au intenție și au plăcerea să ne susțină și financiar. Și atunci am gândit, Ieduța asta să o dăm, celor care, tuturor membrilor de pe canalul Orășan la Țară, bineînțeles cei care teoretic și ideal ar trebui să fie în țară, în România, să poată să vină după ea, așa. Și, bineînțeles, să locuiască la casă ca să aibă unde să o țină, unde să o îngrijească. Acum, de ce faci discriminări? Poate cineva vrea să o țină ca și pet, în bine, apartament. Bine, super. Dacă cineva vrea să o țină în apartament și va fi, că putem să zicem, câștigătorul. Deci asta vrem noi să facem corectura. Nu condiționăm. Nu vă condiționăm să vă abonați la canalul nostru ca să câștigați Ieduța, nu. Noi oferim Ieduța unul dintre membrii noștri fideli și ne bucurăm foarte mult că avem membrii care ne susțin financiar munca pe care noi o facem pe YouTube. Însă nu putem să condiționăm asta și asta a fost formula greșită pe care noi am folosit-o, da, neștiind evident despre OUG 77/2009. Așa, deci aflând contextul legii 77 OUG 77/2009, nu vă cerem să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară ca să câștigați Ieduța. Însă vă cerem să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară ca să susțineți munca noastră. Da? E o chestie destul de simplă. Acum, dacă voi sunteți unii deștepți care se uită la acest video, dați-mi o idee cum să... că noi avem câțiva membri și vrem să oferim în mod echitabil și corect, unuia dintre ei, Ieduța. Dați-mi o idee cum să oferim această Ieduță doar unuia dintre membri și să fie corect, să nu favorizăm pe nimeni, să nu... Păi da. Prin tragere la sort o vei face, nu? Ok, probabil va fi prin tragere la sort, dar dacă cineva ne dă o idee și mai bună, repetăm, nu vă cerem să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară ca să câștigați Ieduța. Vă cerem, în schimb, dacă sunteți dispuși și aveți plăcerea, să deveniți membri ai canalului Orășan la Țară ca să susțineți activitatea noastră pe YouTube. Și drept mulțumire că noi avem membri care ne susțin în activitatea noastră, pe care noi o facem deja de 3 ani, care nu-i în principal jocuri de noroc, ci este traiul la țară, fericire, bucurie, pe barosăneală, așa, și pe țărăniți, pe muncă multă. Așa, deci... ca răsplată că voi sunteți bucuroși să ne susțineți, vom găsi o modalitate, sper, cea mai corectă și așteptăm comentariile voastre, să ne spuneți cum să facem ca să oferim acest premiu corect și în contextul ideal, să nu intrăm sub incidența legii OUG
77 pe 2009. Măi, dar n-am știu că m-am măritat cu un... Vlogger. Nu, 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 cu un băiat din ăsta... Bad boy. Pari... Pariuri. Da. Și acum o luăm și pe cealaltă parte. Că am văzut video-ul domnului Sorin Constantinescu și cineva a fost foarte avid să întrebe, chiar și despre mine a întrebat. Și bineînțeles că domnul Sorin Constantinescu, neștiind în contextul, practic orice activitate care întrunește cele trei aspecte pe care le-am menționat mai devreme, devine un joc de noroc și intră sub incidența legii prin nu știu care organizație, nu știu care, care controlează nu știu cât. Indiferent câți funcționari are statul român, nu cred că vreunul din funcționarii ăia ar avea minte atâta de puțină să vină să ne întrebe pe noi. Acum nu vreau nici să-i jigne, să automotiveze, să zică, ia bă ce ne-o jignit ăsta, că a vrut să dea o ieduță și face un joc de noroc și noi acum chiar ne amenință să nu ne băgăm. Însă, mi-e greu să cred că o chestie de astea gândită așa, cu firul de cu paiul în gură, ar stimula pe domnii funcționari publici să vină să verifice cine o câștiga ieduța și în ce condiții și care au fost regulile. Și noi, după cum v-am zis, vrem să fim corecți. Nu ne interesează cine câștigă ieduța, ne interesează să fie un om vrednic, un om care, Doamne ajută să peste 10 ani să ne arate o turmă de 50 de capre sau de 100, așa. Însă mai mult de atâta nu ne interesează. Vrem să-i răsplătim pe membrii canalului Orășan la Țară și asta vom face pe toți membrii activi la data de 13 aprilie 2023. Cam asta e treaba. Și repet, nu cred că vreunul din funcționarii statului bine plătiți, care au foarte multe cazinouri și jocuri de noroc pe care ar trebui să le verifice, ar veni vreunul să se lege că la cine am dat eduța și cât de corect am făcut tombola. Sau ce condiții am pus. Repetăm, asta a fost greșeala noastră de comunicare și cu asta încheiem. Faptul că am zis, ca să câștigi eduța trebuie să... Nu, nici nu vă cerem asta. A fost o eroare de comunicare. Cine vrea să ne susțină, bine, are șansa să fie ales prin tragere la sort sau așa. Aici m-am pierdut. Ce ziceam? Acum am tot repetat, clar. Deci aici păi ai repetat despre asta. Repetat aici de foarte multe ori. Aici repetăm eroarea, pentru că aici reparăm problema, pentru că a fost o eroare de comunicare. Da? Dar și e a patra oră când o zis. Perfect, cinci o să zic, ține video ăsta 5 ore. Și o să mă tăre pe ei, mă duc așa încerc. Da. Păi asta faci. Încă o dată, cine dorește banii înapoi, ne scrieți un mesaj. Jocului, mă rog, ne scrieți un mesaj la acest video. De altfel, dați un like. Deveniți membri ai canalului Roșan la Țară ca să ne susțineți munca pe care noi o facem. Munca asta susținută de 3 ani de zile. Și dacă mai ales dacă vă place de noi și ce facem și cât muncim și cât ne străduim, ne-ar ajuta. În rest, Doamne ajută! Ne place tare mult de membrii pe care avem, îi salutăm pe toți. Și ca să vă și ameninți, dacă ați deveni membrii așa ăsta, fraudulos, voi ați greșit. Că noi nu prea greșim cu treburile astea. Noi am greșit așa o greșeală de comunicare că ne-am încurcat la cuvinte, că suntem țărani, suntem de la țară. Și atunci n-aș vrea să fiți voi în ilegalitate, pentru că și să participi la jocuri de noroc e greșit. Așa că, ca să fim toți în ilegalitate... Nu e ok, stai, că nu e ok asta. Așa că, ca să fim toți în legalitate, dacă cumva ați luat toată aventura asta noastră ca un joc de noroc, din greșeala noastră de comunicare, scrieți-ne în comentarii, vom găsi o modalitate corectă și rapidă să vă returnăm acei bani pe care voi i-ați cheltuit. Nu trebuie să fie un joc de noroc, nu îi oferiți mie câștiguri. Noi răsprătim membrii loiali ai canalului Roșan la Țară cu o eduță pe care avem anul ăsta în plus. Nu în plus, da? Te-am gândit că ar fi frumos să facem ceva, să dăm ceva înapoi. Bun! Cred că am lămurit-o. Nu ne temem de statul român, pentru că statul român e un stat foarte bun și foarte ajutător, ajută pe oamenii, încurajează-i. Pe de altă parte, în alte videouri le-am văzut că nu
Pe de altă parte, în alte videouri ați văzut că am zis că statul român nu prea ajută pe țărani, dar da, acum noi suntem la țară, ce-a venit să ne iei, capra din curte și cartofii din pământ? C-o dai tu oricum. Da. Ăsta e video de astăzi, sperăm că a fost unul interesant pentru voi și lăsați-ne în comentarii ce părere aveți de toată aventura asta, pentru că până eu dat un pic de din gândit, în sensul că formulând ceva greșit, poate fi folosit împotriva ta. Și cineva de rea credință s-ar putea să zică, ia bă că ăsta face un joc de noroc. Nu facem jocuri de noroc, nu vă încurcați în cuvinte, noi ne-am încurcat, le-am corectat, sănătate bună. Și sunt foarte nerăbdător să văd cine va beneficia anul ăsta de ieduța cadou. Da? Cum am folosit anul trecut formula și anul ăsta vom da o ieduță cadou. Vreau să văd un om gospodar care o duce de aici. S-ar putea să merem și pe la Cristian, că îmi trimite videouri pe WhatsApp, Cristian cu ieduța și foarte frumoasă, că tare bine sunt prietenii cu ea. E o fătat? Nu, e o fătat, că nu a dat-o la muntă. Nu? Nu, mă omădărește acum și cred că la toamnă de la muntă. Ce frumos! Bun, ăsta e video de astăzi, salutăm! Comentarii, like, distribuire și Doamne ajută! Sănătate la toată lumea!